Un bărbat în vârstă de 59 de ani din Băiculești este căutat de polițiști din cadrul postului de poliție Băiculești împreună cu polițiștii din Curtea de Argeș, după ce a dispărut de acasă în cursul zilei de luni. Căutările au început încă de ieri, atunci când au fost descoperite obiecte care aparțin bărbatului în apropiere de un canal al râului Argeș. De la primele ore ale dimineții, căutările au fost reluate cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Potrivit anchetatorilor, ieri, omul ar fi lăsat un bilet de adio în care a scris că vrea să se omoare. Se pare că motivul care l-ar fi împins să ia această decizie este reprezentat de o boală cu care se luptă de ceva vreme. Din această cauză, ar fi căzut și în depresie. Imediat după ce a găsit biletul, soția bărbatului a sunat la poliție.